CSMR Reșița a obținut o victorie spectaculoasă în fața celor de la Ceahlăul Piatra Neamț. A fost 3-2 la finalul unui meci în care reșițenii au reușit să revină după ce au fost conduși în două rânduri. Matei Moraru a deschis scorul pentru oaspeți încă din minutul 14 pentru ca Marian Drăghiceanu să restabilească egalitatea pe tabelă în minutul 32 dintr-un penalti executat în stânga portarului advers. Cu câteva secunde ca arbitrul să fluiere finalul primei părți a meciului, Alexandru Buziuc a înscris al doilea gol al oaspeților, după ce portarul căpățână a respins în față mingea dintr-o lovitură liberă. După pauză, Reșița a egalat prin Andrei Burlacu minutul 51, pentru ca pe final de meci, mai exact minutul 82, Elton da Silva să marcheze golul câștigător, după o centrare a lui Drăghiceanu. Meci oficial, acasă? Da, sunt fericit pentru acest lucru, pentru că am declarat și înainte de partidă că vreau multe goluri, vreau spectacol pentru oamenii care vin la stadion, dar vreau jucă mai bine. Îmi doresc mult mai mult, chiar dacă astăzi am făcut o partidă deosebită în prima repriză, a doua repriză a fost așa cum ne dorim. Am întâlnit totuși o echipă cu un antrenor pe care îl apreciez foarte tare, un antrenor pe care îl respect foarte mult, o echipă bună, o echipă care încearcă să joace fotbal, să paseze între linii, să ia acțiuni individuale, își creează ocazii, joacă deschis cu jucători buni, puternici.